Uite, vino aici la mine, hai vino la mine. Hai aici la mașină, Guru, hai de aici. Hristos a înviat! Mă, puișorul! Soara! Ce faci, mă? Mă, ce copii frumoși aveți aici! Bine ați venit, domnule președinte! Te pup și te iubesc! Mulțumesc frumos! Bine ați venit, domnule președinte! Româna, domnișoară, e o onoare pentru mine, cum vă spun eu, să fiu alături de voi. Trăiți la mulți ani, doamnă! Bine ați venit! Bine ați venit! La mine e dar din dar să fac și rai. Să rămână. Eu așa funcționez. Să rămână. Să trăiesc sănătate, mă duc bine. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Mă bucur că am putut să vin. Vă rog. Slavă Sfinte și cele de ofință de viață păcătoare și nedesfățitei trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți. Consăteni, îmi permit ca în numele meu personal și în numele consătenilor mei să vă urez bun venit în satul nostru, de al peșe satul meu natal, unde m-a învrednicit Dumnezeu să vin. E un moment de bucurie că sunteți în mijlocul nostru și vă asigur că eu personal și ceilalți consăteni ai mei și credincioși se bucură de prezența dumneavoastră aici, în satul nostru, la inaugurarea acestui fapt minunat pentru noi, care ne dă semn că trăim în civilizație. Și totodată vreau să spun că, într-adevăr, consătenii mei, credincioșii din acest sat, sunt oameni gospodari, oameni civilizați, oameni cu bună cuviință și de aceea mă bucur că v-am întâmpinat cu toții cu atâta deschidere, cu atâta dragoste și ne bucurăm în primul rând pentru acest lucru deosebit pentru viața noastră a celor care după atâția ani de zile ne bucurăm de un fapt care, așa după cum am precizat mai înainte, e un lucru care ne dă semn că trăim în civilizație, un asfalt într-un sat. Eu sunt sigur, este un început. Acum nu vreau să trec cu vederea aspectul acesta, că de data aceasta am avut și avem încă un primar, un băiat din mijlocul nostru vrednic, un băiat care noi l-am dorit de 25 de ani. Eu vă spun încă o dată, bine ați venit în mijlocul nostru, la mulți ani și să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim. Vă mulțumesc! Mult drag! Domnule președinte, fracuțele și părinți, preoți, vă rog frumos, haideți să... Aici, fraților, ăștia-s liberali, ca să înțelegeți. Domnule președinte, fracuțele și părinți, dragii mei, stimați invitați, este evident că este o mare onoare, este o bucurie că astăzi, după 20 de ani, 25-26 de ani de la Revoluție, nu visam
ca să aducem la gura Caliții o astfel de investiții. N-am să mă hazardez în a vă vorbi prea multe, pentru că experiența mea politică și administrativă îmi dă dreptul mai mult să vă ascult decât să vă vorbesc. Iar faptul că în 2012, la momentul când am venit printre dumneavoastră și v-am cerut votul, n-am promis nici asfalt la Poieni, n-am promis nici pod la Plopu, n-am promis nici reabilitarea drumului de la Rașca, n-am promis nici iluminat public, n-am promis nici transport pentru copii la școală, n-am promis nici amenajarea centrului civic, n-am promis nici amenajarea biblionetului de la nivelul comunei Gura Caliții. Și am spus un lucru și îl spun și astăzi. Singurul lucru pe care doresc să-l fac este să fac o administrație pentru dumneavoastră. Iar singura modalitate de a face administrație este să fim de fiecare dată acolo când se deschid proiecte naționale, când se deschid sesiuni de depunere a proiectelor, astfel încât de fiecare dată comuna noastră să fie pregătită pentru a atrage investiții și a atrage fonduri pentru bunăstarea comunității noastre. Asta este singura problemă care trebuie să ne preocupe. Restul aspectelor care vin din alte părți nu face obiectul discuției noastre. Trebuie să ne raportăm la marea majoritate a populației, la necazurile lor, la problemele și modalitățile prin care putem să le scoatem la capăt. Vă rog să aveți încredere, vă rog să aveți, să pornim de la faptul că această investiție care a fost făcută cu fonduri europene, făcută prin grupul de acțiune locală Valea Râmnicului, GAL Valea Râmnicului, cu sprijinul domnului președinte Marian Oprișan, la fel ca investiția de la Rașca, investiție de peste 64 de miliarde vechi, lucrare care este în desfășurare și care are în vedere un drum de 3,5 km de asfalt pentru a crea siguranță și pentru a crea o circulație corectă și adecvată pentru toată lumea de la Gura Caliței. Cu siguranță sunt multe probleme ale acestei comunități. Cunoașteți faptul că există la nivelul comunei noastre, sau mai degrabă a existat, sub probleme legate de alunecările de teren. Este singura comună care, pe mandatul acesta, a fost instituită starea de alertă de 2 ori, ceea ce ne-a pus în imposibilitatea ca lucrările de investiție de pe drumul județean să se întârzie. Asta este motivul pentru care, cu siguranță, drumul județean suferă în momentul de față. Eu mă opresc aici. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru... Oameni buni, eu sunt un om de fapte, nu sunt un om de vorbe. Vorbesc întotdeauna, știți cine face scandal, cine n-are bilet în tren. De regulă, cum nu. Eu vă spun încă o dată, Hristos a înviat. Am venit să vă spun cu toată prietenia și cu toată dragostea că domnul primar, mă bazez foarte tare pe el și îl sprijin, cum să spun eu, cu toată forța mea, pentru că e un om destoinic. Și motivul pentru care am venit să vă spun cât se poate de clar că a venit rândul, pentru că am avut și multe alte priorități la nivelul județului Vrancea, a venit rândul să scoatem Gura Caliției la cea mai frumoasă lumină din acest punct de vedere. Deci în ședința de luni a Consiliului Județean aprobăm proiectul de 36 de kilometri de drum. Drumul pleacă de la Gugești, trece prin Dumbrăveni, vine la Gura Caliției și iese la Dumitrești. Deci o investiție de 540 de miliarde de lei. Localitățile pe care le-am enumerat eu plătesc cam un sfert taxe și impozite din ce v-am spus eu. Restul a trebuit să priceapă cineva, să-i aducă de undeva din punctul ăsta de vedere. Deci, vă spun că anul ăsta, până la sfârșitul verii viitoare, deci veți avea cel mai bun drum județean, care nu se va strica 100 de ani, vă garantez eu, din acest punct de vedere. Deci, eu vă spun cu toată prietenia și cu toată dragostea. Anul ăsta e un an foarte important. Dar vă spun cu toată sinceritatea. Fie
că anul ăsta adevărul și dragostea să învingă ura și minciuna. Din acest punct de vedere. Numai în acest mod, cum spune, vom putea rezolva lucrurile. Dumnezeu să ne ajute. Și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim.